În schimb, cancelarea de stat și-a cumpărat la sfârșitul anului trecut un aparat de fotografiat cu mai multe accesorii, pentru care a plătit peste 90.000 de lei, echivalentul la 4.900 de euro, arată datele buletinului achizițiilor publice. Aparatul a fost achiziționat din banii noștri ai tuturor contribuabililor în urma unei licitații, dar a fost selectată oferta cea mai scumpă. La licitație au participat 3 companii, iar câștigătoare a fost desemnată o firmă care a avut și cea mai scumpă ofertă. Astfel, cancelarea de stat a achiziționat un Canon 5D Mark IV în valoare de aproape 55.000 de lei, un obiectiv pentru aparatul foto de peste 21.000 de lei, 2 baterii reîncărcabile la un preț de aproximativ 5.600 de lei, un filtru pentru obiectiv de 2.000 de lei, 3 cartele de memorie în valoare de 4.000 de lei, un modem cu ecran informativ de aproximativ 2.000 de lei, dar și o baterie Powerbank de 1.400 de lei. Așa s-a ajuns ca suma totală cu taxa pe valoare adăugată să fie de 91.558 de lei. De menționat că astfel de achiziție a făcut anterior și președinția, la începutul anului 2017, potrivit Registrului de Stat al Achizițiilor Publice, președinția și-a cumpărat din banii publici un aparat de fotografiat care a costat 162.000 de lei.